Primăria Giurgiu a fost gazda primului eveniment de cooperare transfrontalier româno-bulgar al Camerei de Comerț Româno-Bulgare. La debutul primei întâlniri a fost semnat și acordul prin care Giurgiu susține orașul Ruse la titlul de capitală europeană. La dezbatere au fost prezente autoritățile locale de la Giurgiu și Ruse, doi europarlamentari din cele două țări, reprezentanți din mediul economic, dar și din mediul academic. Ne-ar face o deosebită plăcere împreună cu domnul primar, împreună cu domnul deputat Florian Nicolae aici prezent, cei care vor să ne dea o mână de ajutor și vin cu, să spunem, idei despre desfășurare și despre invitație cu mare drag. De la dezbatere nu a lipsit deputatul de Giurgiu Florian Nicolae, care are un rol esențial în dezvoltarea proiectelor comune româno-bulgare, mai ales că este organizator de dezbateri în cadrul proiectelor strategice implementate de CIOSWERD. Este un om extrem de deschis la această colaborare. Știe exact că perspectiva orașului dumneavoastră este legată de această macro-strategie dunăreană. Are și, să spunem în ghilimele, dar și ca om, puterea ca la nivel de parlament să vină foarte aproape cu toată problematica legată și de zona Giurgiu, dar și de celelalte orașe dunărene. Chiar ieri am participat împreună cu dânsul o altă dezbatere pe care am organizat-o la Palatul Parlamentului. Și cred că, fără să exagerez, va fi unul dintre oamenii care va coordona acest forum antreprenorial dunărean. Îmi place să cred că suntem aproape de desăvârșirea unei republici dunărene cu cele 14 state. Și acum am să vă dau în exclusivitate o veste foarte bună. Vrem să înființăm aici la Giurgiu primul forum antreprenorial pe Dunăre. Deputatul Florian Nicolae, singurul parlamentar român care a fost prezent la dezbatere, este președintele grupului de prietenie cu Republica Bulgară din Parlamentul României. După întâlnirea de astăzi, o altă reuniune urmează să aibă loc la Giurgiu pe tema dezvoltării regionale în data de 11 octombrie, când va fi prezent și fostul președinte al României, Ion Iliescu.